Asociația pentru protecția animalelor ProAnima Suceava, împreună cu doi parteneri germani, s-au adresat primăriei cerând ca să preia în concesiune activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din reședința de județ. Cei trei solicitanți se oferă să se ocupe prin contracte de concesionare de administrarea adăpostului vechi cât și a celui nou, ambele din Lunca Sucevei, aceștia urmând a asigura plata cheltuielilor cu îngrijirea a 1900 de animale. La fel, pe teritoriul Sucevei ar urma să fie implementat un sistem centralizat de evidență a populației canine, animalele fiind microcipate și date înspre adopție în Germania. În scrisoarea adresată primăriei se vine inclusiv cu propunerea betonării și racordării la canalizare a țarcurilor aflate pe o suprafață de 2600 de metri pătrați de la vechiul adăpost. Eu o singură condiție pun, nici într-un caz să nu mai fie lăsați câinii pe străzi. Deci cu asta nu sunt de acord. Ideea că îi sterilizăm, că îi lăsăm din nou pe străzi, îi lăsăm pe cei mici, pe cei nepericuloși. Eu principial, din ce văd această scrisoare de aici, așa este, noi cheltuim cam 2 miliarde pe an cu hrană, cu tot ce este acolo pentru acești câini, utilități. Deci, din punctul meu de vedere, e posibil să facem o colaborare, dacă, mă rog, vor fi acceptate de parte și de alta aceste condiții de aici propuse, dar, așa cum am spus și altă dată, mi se pare corect ca noi să externalizăm această activitate de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru că primăria, repet, nu are nici specialiști, nu are nici forță de muncă și nu putem să ne ocupăm jumătate din activitatea de la primărie de gestionare a câinilor fără stăpân. De zilele trecute, cu toate că lucrările nu sunt încă gata, lucrătorii serviciului de acarisaj al primăriei au trecut la adunarea caninelor vagabonde din cartierul Opcin, acestea fiind duse în cuștile noului adăpost.